Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 9 lei și 30 de bani în această dimineață, motorina la benzineria de bogați. De aici, din cartier, când am intrat special, arunc pe câte o privire. Pac, 9 lei și 30 de bani, frățioare, era mult. 9 lei și 25. Mă întreb în cât timp ajunge la 10. Nu cred că mai e mult. Benzina, nu știu cât era, 8 lei 70 pe acolo, 8 lei 71. Da. Deci, practic, un plin de benzină a ajuns acum să coste un plin de carburant, de fapt. Cât o treime din salariul minim pe economie, sau chiar mai mult. Mă rog, depinde de ce rezervor ai. Practic s-a dublat față de cât a fost în pandemie, când a fost lockdown-ul și scăzuse la cel mai jos nivel. A fost 4 lei și un pic benzină atunci. Da. Și atât acum, 2 ani mai târziu, dramatică. E dublu. Și cu toate astea e plin de mașini în trafic. A trebuit să mă duc alaltăieri până în centru. Un drum care, în mod normal, n-ar trebui să dureze 10 minute, a fost 45 de minute. Era o aglomerație, nu știu, ambuteiaje, ceva. Eu ieri am fost cu fiul meu la dentist, la 1, la prânz, deci o oră neconvențională pentru trafic. A fost o epopee, bă, este incredibil, bară la bară, peste tot. Deci se aplică principiul economic al elasticului. După cum spune colegul nostru Adi Tudor, cât prețul poate fi crescut și cererea se menține, atunci înseamnă că încă se poate întinde elasticul, încă e suportabil. Și întrebarea e când o se rupă. Limitele parcă încep să se simtă un pic, au început să apară proteste pe aici, pe acolo, proteste la benzinării. Acum și benzinării, mă rog, problema e că aceste creșteri rapide și mari ale prețului carburanților se vor face simțite din plin în restul prețurilor, foarte curând. Gândiți-vă doar că motorina, care e foarte scumpă acum, e folosită de transportatorii de mărfuri și în agricultură, în cantități foarte mari. Nu vorbim că mergem, Luca sau eu sau Saf, mergem 10 km, 20 de km prin oraș. Nu, e vorba de combine, de transport, de tiruri, se consumă foarte mult. Și nu-i vorbă, apropo, de cât se poate întinde elasticul ăsta, că și statul se bucură de prețurile mari la pompă. E primul care se bucură, pentru că litru de benzină sau de motorină e compus în mare parte din taxe, accize și impozite, care chiar se plătesc. Altfel, infracțiune, evaziune cu produse, contrabandă cu produse petroliere, anii 90 erau plini de așa ceva, acum mai puțin. Mihai Nicuț, redactor șef economica.net, este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Mihai, cât la sută din prețul unui... Cum e compus prețul unui litru de benzină, știi? Cât ajunge la stat, cât rămâne la benzinar? Înainte să vă dau procentele, haideți să vă dau știrea de astăzi, care de fapt nu mai este știrea de multă vreme. Și astăzi dimineața au crescut prețurile și la benzină și la motorină cu 4 bani pe litru la o stație a liderului pieței la care ne uităm noi de la începutul anului. Doar de la începutul lunii avem o majorare, s-au scumpit în 8 rânduri, atenție, suntem pe cât 16, și avem un plus de 38 de bani pe litru doar de la începutul acestei luni. Mihai, numai o clipă te întrerup aici. Cu toții am observat că prețul crește așa de la o zi la alta, cu câte 4 bani, 5 bani, uneori un ban, nu mai mult, rar ajunge la 10. Bani pe litru. De ce nu... În general. Da, de ce nu cresc? Adică eu nu cred că prețul petrolului se scumpește cu 4 bani pe litru la nivel internațional și oamenii aceștia sunt forțați să ducă creșterile prețul. De ce crește de puțin? De ce nu crește deodată cu un leu sau 2 lei, să zicem? Pentru că companiile petroliere, retailerii de carburanți au în vedere mereu cotațiile internaționale când pun prețul la pompă, dincolo de prețul petrolului. El este doar o componentă. Noi avem prețurile astea ale mari la, atât de mari la carburanți în condițiile în care prețul petrolului nu este cel mai mare din istorie, dar avem cel mai mare preț la carburanți din istorie. Și asta se întâmplă pentru că, unul, exact ce ai sesizat și tu, cererea este enormă și în creștere, oamenii nu-și lasă mașinile acasă, ceea ce se suprapune peste o ofertă a capacității de rafinare destul de limitată. Deci, practic, în tendința asta de a ne înverzi, pe care am început-o acum câțiva ani de zile, nimeni nu a mai construit rafinării de petrol, iar cererea de carburanți crește, însă rafinăriile sunt tot acelea, ba chiar mare parte din ele s-au închis. Deci de aici apare aceste caz și de aici aceste modificări zilnice, pentru că se ține cont de cotație, la noi este vorba de plat mediteranean. Acum, ca să revin la ce m-ai întrebat tu, am în față datele, într-adevăr, date ceva mai vechi, de la 6 iunie, în care am ponderea taxelor în prețul carburanților. La benzină este 39%, iar la motorină este 36%. Acest 39% înseamnă acciză,
care este fixă, indiferent de cât crește prețul petrolului, ea este fixă și este undeva la benzină, este undeva de 1,8 lei pe litru, dacă nu mă înșel eu, și avem TVA-ul, care evident este un procent, este 19%, și este varie, se aplică la o bază variabilă. Deci cu cât crește prețul, cu atât crește și TVA-ul pe care îl are statul de încasat. Mm-hmm. Dar, bun, și TVA-ul și acciza împreună, adică toate taxele pe care le aplică statul pe un litru de benzină reprezintă, deci, cât la sută din prețul benzinei? 39% în cazul benzinei, 36% în cazul motorinei în România. Și restul 60% vin la... Numai restul 60% este cât își ia comerciantul, marja lui, cât plătește benzina și motorina la rafinărie, marja rafinăriei și apoi rămâne prețul petrolului efectiv. Uh-huh. Oare cât câștigă profit un benzinar la un litru? După cum spunea chiar și președintele celui mai mare producător și consumator din lume, Statele Unite, Joe Biden, astăzi Exxon este Dumnezeu. Chiar așa s-a exprimat, mi-a plăcut exprimarea. Da, profiturile sunt foarte mari în momentul de față, mai ales pentru companiile petroliere integrate, adică pentru cele care produc petrolul și pentru cele care îl rafinează. Câștigul este dublu. Primul este la producție, de exemplu. Costul nu a crescut extrem de mult. Este tot undeva la, nu știu, să zicem, pentru zona Golfului, $20 pe baril, însă el se vinde cu 100 și apoi cine îl cumpără ca să-l rafineze câștigă foarte mult din marja de rafinare, pentru că el vinde carburanți la preț, la preț record. Vom avea, într-adevăr, estimez că vom avea profituri excepționale, de cum nu s-au mai văzut niciodată în acest an la companiile petroliere. Și s-a văzut chiar și anul trecut și chiar și în primul trimestru din acest an. Cea mai mare companie din România a făcut un profit care se apropie de, cel puțin trimestrial, este la nivel record istoric. Mihai, mai explică-mi un lucru. Prețul petrolului nu a atins recordul, cred, nu? Corectează-mă dacă greșesc, din urmă cu 12 ani, adică... Nu? Sau mai mult, 2000, în timpul crizei 2008-2009, dar atunci prețul benzinei în România nu era atât de mare, deși prețul petrolului la nivel internațional era mai mare. Cum se explică asta? Se explică. Vorbim despre cursul de schimb, în primul rând. Acum, toate tranzacțiile cu produse petroliere, deci inclusiv carburant și petrol, se fac în dolari. Atunci cursul dolarului nu era 4 lei nu era de 4 lei pentru un dolar, cursul de schimb era undeva la 2,50 lei sub 3 lei. Deci de aici o primă diferență. A doua diferență, gândiți-vă că există totuși niște costuri care au crescut și la noi că trebuiau să crească. Mă refer la costuri de logistică, costuri de transport, salarii și așa mai departe. Al treilea lucru, exact ce vă spuneam, upgradarea rafinărilor, care trebuie să îndeplinească niște norme de mediu din ce în ce mai drastice, care a costat. Iar marja, în acea marjă, sunt niște costuri care sunt mai mari decât acum 10-12 ani, când am avut acel preț record la petrol, dar care nu s-a văzut și în prețul record la carburanți. Și în ultimul rând, vorbim de o piață separată a carburanților, diferită de piața petrolieră, cauzată tocmai de acest exces de cerere care nu poate fi însoțit de o ofertă pe măsură. Și din acest motiv, carburanții cresc peste tot sunt scumpi. România nu este o excepție. În continuare, prețurile medii de la noi sunt undeva cu, hai să spunem, 20-25 de eurocenți pe litru sub media europeană. România importă 70% din consumul, din necesarul de petrol al rafinăriei, importă și carburanți, toate importurile se fac pe Marea Neagră, costurile de transport au crescut că este război, costurile de asigurare au crescut că este război și eu personal nu văd o ieftinire în viitorul apropiat. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.